Merge. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Iată-ne din nou online. Prima lansare online din această toamnă. Și, din păcate, vom continua așa, nu știu cât timp. Lansăm în această seară o carte care mi este foarte dragă. Din câte am înțeles, cine a citit-o s-a îndrăgostit de ea. Narine Abgarian, din cer au căzut trei mere. Într-o traducere de excepție, așa cum ne-a obișnuit, de fapt. Excepționalul cu obișnuitul, dar așa se întâmplă. Luana Schidu, care ne uimește de fiecare dată, ne-a uimit la Ghiuzel Iachina, ne uimește și aici la Narine Abgarian, cum poate, traducând din rusă, să acopere toată zona și cea armenească și zona din jur. Este destul de greu să faci așa ceva. Și, într-adevăr, numai un mare traducător poate să aibă o reușită. Și o felicit din toată inima pe Luana Schidu, care mi-a spus că ne urmărește, dar că mai are de tradus la romanul lui Ghiuzel Iachina, Trenul spre Samarcand, care va apărea la 1 noiembrie în raftul Denisei, nu poate să participe în seara asta la lansare, pentru că timpul ei este foarte drămuit. Dar cu gândul și cu privirea din când în când este alături de noi. Deci Narine Abgarian este o scriitoare armeancă de limbă rusă, care, iată, se adaugă colecției Raftul de Inței, în același an în care s-a adăugat și Maria Stepanova. Iată două cărți importante scrise în limba rusă pe care le-am adus anul acesta publicului din România, ambele traduse de Luana. Invitatele și invitatul meu din această seară sunt jurnalista și scriitoarea Sabina Fati. Bună seara! Bine ai venit, Sabina, și știu că ai venit dintr-o excursie chiar din Armenia și o să-mi spui câteva cuvinte în curând. Alături de domnia sa se află jurnalistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu. Bună seara! Și Nona Rapotan, care este profesoară, este critic literar și în același timp conduce platforma UCAU și o conduce în așa fel încât are mult succes și foarte multe clicuri. Ne-am adunat, o iubim cu toții pe Narine, iubim cartea, am citit-o și am recitit-o. Câteva cuvinte despre Narine Abgarian. S-a născut în 1971 la Berd, în Armenia, într-o familie de intelectuali. Bunicul ei a scăpat de genocidul armean. A urmat Universitatea Lingvistică Vâbriusov din Erevan și în 1993 s-a mutat la Moscova. A fost remarcată printr-un blog în care avea un personaj feminin, un copil, și acest personaj a devenit personajul a trei cărți, a unei trilogii, care s-a bucurat de mare succes în Rusia și a câștigat numeroase premii. După aceea a publicat o antologie de povestiri care în 2013 a luat un mare premiu și a fost cartea decretată, cea mai bună, cartea decenului pentru copii. Deci a început cu literatura pentru copii, care a avut mare succes. După care, din 2012, a început să publice și romane și volume de povestiri pentru adulți, în așa fel încât cel de-al doilea roman al ei
Primul a fost migranta, al doilea oamenii care sunt mereu cu mine, a ajuns pe lista scurtă de la Berkshire Mica. Dar pe plan internațional s-a impus cu romanul din 2016, Din cer au căzut trei mere. Roman care până în prezent este tradus deja în 20 de limbi. Și de fapt, marele succes a venit în momentul în care cartea a fost tradusă în America și distribuită și în Marea Britanie și celelalte țări de limba engleză. Și eu am avut acces la ea în limba engleză, pentru că asta s-a răspândit în foarte multe țări. Din cer au căzut trei mere. Cineva mi-a spus la un moment dat, cred că pe Facebook, că de ce am făcut o copertă unde sunt niște rodiști, cad și niște rodii din pomul ăla, și totuși cartea asta numește Din cer au căzut trei mere. Pentru că rodiile care există în carte nu au nicio legătură cu titlul Din cer au căzut trei mere. Și pe parcursul întâlnirii noastre în această seară o să vedeți de ce. Nu vreau să dezvălui eu de la început, pentru că sunt sigură că cineva dintre cei trei invitați va vorbi despre Din cer au căzut trei mere, de cele trei părți ale cărții și ce înseamnă acest titlu. Vă spuneam la început că Sabina Fati vine de pe un nou drum, de data asta nu drumul Mătăsii. Eu mă așteptam să treacă prin Armenia pe drumul Mătăsii, ea a trecut în vara asta și sunt convinsă că va urma o nouă carte după această călătorie de două luni. Sabina. Da, din păcate, de-abia acum am trecut prin Armenia într-o călătorie lungă în care am parcurs drumul lui Xenofon din Anabasis, sau cel puțin jumătate din el, pentru că cealaltă jumătate îl parcursesem atunci când am fost în jurul Mării Negre. Armenia era pe drumul Mătăsii în versiunea ei antică, să zicem așa, în utopia actuală, în visul armenilor de al Armeniei mari, visul armenilor pentru o Armenie mare. Dar practic Armenia e foarte mică și acum e într-o situație destul de dificilă. La sfârșitul anului trecut a pierdut 70% din enclava Nagorno-Karabakh, Republica Artsakh, cum o numesc armenii. Și în același timp au probleme cu singurul lor mare aliat, care este Rusia. Și se află din nou între două lumi, de data asta între Est și Vest, fiind de fapt o enclavă între mari imperii, între Iran de o parte, Turcia de altă parte și Rusia, care domină încă zona caucaziană din cealaltă parte. Da. Romanul Din cer au căzut trei mere este un roman luminos. Chiar Narine Afgarian declara într-un interviu că am vrut să scriu o carte al cărui sfârșit să ofere speranță. Omenirea are mare nevoie de speranță, de povești despre bine. Deși e o carte luminoasă în sine, ea vorbește despre mari catastrofe și despre efectele lor. Așa e, cartea e luminoasă pentru că finalmente câțiva se salvează. Personajul principal al cărții se numește Anatolia și probabil că nu e întâmplător luat acest nume, pentru că armenii din Anatolia au suferit cel mai mult în perioada genocidului de la începutul secolului trecut și altor evenimente la fel de sângeroase la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Toată istoria lor e, de fapt, un șir întreg de catastrofe, din care ei au supraviețuit la limită. Și cartea, deși e atât de luminoasă, de fapt, în planul al doilea, mereu vedem situația de pe marginea prăpastiei și vedem cum unii se prăvălesc și câțiva se salvează. Și asta e în planul al doilea tot timpul, dar în același timp mereu apare generația următoare, care duce mai departe neamul și supraviețuiește prin următorii copii, să spunem. Și Anatolia, deci zic, nu cred că e întâmplător că așa se numește eroina sau de unde pleacă firul roșu al cărții, pentru că de aici pornește când Anatolia se pregătește să moară. Și cartea se termină când Anatolia, la aproape 60 de ani, între 50 și 60 de ani, naște un copil. Între cele două momente, descrise foarte sugestiv și se vede că e mâna unei femei în spatele acestor descrieri. Greu de crezut că un bărbat ar fi putut să meargă în toate detaliile frumoase, urâte ale acestor situații pe care nu le dezvălui, pentru că ele merită citite cuvânt cu cuvânt. Eu mă opresc asupra catastrofelor pe care autoarea le presară în carte și despre care ea vorbește în aproape tot timpul, dar nu la suprafață, nu în primul plan neapărat. Și exact cum a început ultimul genocid armean, pentru că ele au fost numărate în spate, într-o zi liniștită, când se așteaptă, când otomanii încearcă, armata otomană încearcă să provoace un incident pentru a-i face pe armeni să fie puși la colț, pentru a declanșa nenorocirea. Exact așa se întâmplă și catastrofele din Cer au căzut trei mere. Și o să încep cu prima catastrofă. Năpasta a lovit într-o zi geroasă de decembrie la amiază. Pământul a tremurat sub picioare, s-a zvârcolit, a vuit prelung, cu un urlet care îți răscolea sufletul și a smuls o coastă a lui Maniș, a zvârlind-o în prăpastie, cu tot cu case, acareturi și curți, cu oameni sufocându-se în țipete și dobitoace care prețințiseră nenorocirea ce se apropia și se agitau în grajduri și cotețe, încercând din răsputeri să atragă atenția și să-și prevină stăpânii. Partea de sat care a supraviețuit a îndurat lovitura urgiei cu bărbăție și demnitate. Oamenii au ținut slujbe funerare în minuscula capelă, biserica Grigor Lusavorici, de la marginea satului se prăbușise prima la prăpastie și s-au împrăștiat la casele lor să-și întărească pereții brăzdați de crăpături adânci și acoperișurile prăbușite, să pună la loc gardurile de lemn căzute într-o rână. Pe atunci încă nu erau discuții despre mutarea mai la vale, unde era relativ mai puțin periculos. Acestea au avut loc mult mai târziu. După cutremur, Maidanul a devenit pustiu. Niciodată n-au mai fost rânduite acolo bâlciuri sau petreceri zgomotoase. Și nici faptul că acum vorbeau un alt... aș vrea să trec direct la un alt citat, dar nu mă lasă cartea, nu mă lasă autoarea, care e foarte cursivă. Se povestește mai departe cum țiganii care vizitau periodic satul s-au întors după acest cutremur și au povestit că o parte din aceste case au fost găsite mai la vale, cu tot cu oamenii în ele, dar că oamenii și-au pierdut memoria. Și-au pierdut memoria și oamenii din sat,
din Maraș spun, și nici faptul că acum vorbeau în alte limbi și purtau alte haine nu avea nicio importanță. La urma urmelor, cerul e albastru peste tot și vântul bate întocmai la fel ca în ținutul unde ai avut norocul să te naști. Țiganii au mai venit de câteva ori, apoi au încetat să o mai facă. Ei au simțit primii apropierea unei noi catastrofe și au dispărut dintr-o dată fără o vorbă. Mereu în povestirile celor care au scăpat de genocid sau în celebru roman pe care Franz Werfel l-a scris despre genocidul armean în perioada interbelică, mereu există tot felul de semne pe care armenii nu vor să le vadă. Încearcă să-și conserve puterile și spun, va fi bine, noi respectăm statul, suntem mereu conform cu legea și nu o să ni se întâmple nimic. Și chiar atunci când lângă ei se întâmplă ceva, ei continuă să ignore pericolul. E la fel și în acest cutremur pe care îl povestește Narine. Oamenii auzeau toată gălăgia animalelor, știi că atunci când animalele se agită, că urmează un mare pericol, dar parcă te faci că nu se întâmplă nimic. Încerci să crezi că totul o să fie bine. Următoarea catastrofă este cea mai cumplită foamete. Și o să citesc de aici un mic fragment care începe cu tatăl Anatoliei. Capiton, tatăl ei, și-a dus fiica cea mică în vale, după ce celelalte copii ale lui au murit, la niște rude îndepărtate și le-a lăsat caseta cu bijuterii a lui Vosche și economiile strânse în toți anii de muncă grea de țăran, 43 de galbeni. Ori de câte ori Anatolia închidea ochii, îl vedea pe tatăl ei slab, obrajii subți și privirea stinsă, un bărbat tânăr, care cât ai clipi se transformase într-un bătrân blăguit. Ea își ținea răsuflarea să nu-i zbucnească în plâns de durerea cumplită care îi sfâșia inima, când își amintea cum o strânsese la piept și îi șoptise la ureche, măcar tu să trăiești, fetița mea, cum ieșise din casă, închizând ferm ușa după el și nu mai venise înapoi niciodată. Ea s-a întors la Maran după 7 ani lungi. Anatolia se făcuse între timp o fată drăguță, cu ochi negri albăstrui ai bunicului ei, piele măslinie, bucle lungi până la mijlocul gambelor, de o surprinzătoare culoare cânăpie, cu reflexe de culoarea mierii, ca ale mamei ei. Satul murise pentru a doua oară. Și când Anatolia s-a întors în el, duminica, în zorii zilei, se ducea la cimitir, apoi la capelă, să-și pomenească rudele. În anii în care lipsise ea, cimitirul se dublase. Anatolia trecea pe lângă crucile tăcute de piatră, citind numele dăltuite pe ele, familii întregi. La jumătate de an după ce se întoarse, și-a găsit de lucru la bibliotecă. Au luat-o fără să țină seama de lipsa școlii, pur și simplu pentru că nu mai avea cine să lucreze acolo. Fosta bibliotecară nu supraviețuise foametei și nu se găsise nimeni altcineva care să se învoiască să petreacă 5 zile pe săptămână în sala prăfuită, plină cu rafturi de cărți, pe o leafă de mizerie. În Maran nu mai rămăseseră copii. Singurul copil care supraviețuise foametei, nepotul lui Vano, abia împlinise 5 ani. Acestea sunt cele două catastrofe care se află în umbra povestirilor, povestiri care finalmente se termină cu un fel de happy end, dacă putem să spunem așa, pentru că Anatolia supraviețuiește.
Ea se pregătește să moară la început, dar în final supraviețuiește și dă naștere unui copil. De ce unii au scăpat? De ce unii au murit și alții au scăpat? E vorba aici de păcate, e vorba de neatenții, e vorba de greșeli. Și iată ce crede una dintre personajele cărții. Valinca era convinsă că providența îi apărase, nu pentru că voise să-i cruțe, ci din nebăgare de seamă. Pe semne, atunci când trăsese cu mâna ei ucigătoare linia care trebuia să despartă partea vie a satului, de cea moartă, fusese distrasă cine știe de ce și ocolise acest loc. Ce putere îi mână mai departe? Ce îi face pe acești supraviețuitori să meargă mai departe după ce și-au pierdut copiii, și-au pierdut casa? De ce nu și-au pierdut ei speranța? Asta este în continuare o întrebare fără răspuns, cum armenii au reușit tot timpul să meargă înainte, în ciuda tuturor lucrurilor care li s-au întâmplat în ultimii 1000 de ani și mai bine. Poate pentru că ei cred în basme. Vom vedea mai departe. Dar mai există o catastrofă. Catastrofa cea mai dură în carte. Cea care, de fapt, distruge simbolul învățării, simbolul educației. Cea care distruge biblioteca. Este vorba de război. Și masacrarea tinerii. Pentru că așa s-a ajuns ca în acest sat Savoianț Anatolia, femeia de 58 de ani, să fie cea mai tânără. Pentru că războiul care a urmat, toți tinerii au murit. Toți tinerii în acest război, pentru că la fel ca în povestea distrugerii armenilor înainte de primul război mondial, ei au murit, de fapt, nu neapărat pentru că au fost trimiși la moarte, ci din cauza unei providențe pe care îl las pe Chris să vorbească despre asta, că eu putem vorbi deja prea mult. Da, sunt pagini superbe despre bibliotecă, despre iubirea Anatoliei de cărți. Ea era maltratată acasă de un soț brutal, care nu avea nicio legătură, era aproape schingiuită și chiar este cât face să fie omorâtă la un moment dat. Singurul ei refugiu era biblioteca, erau cărțile și care bibliotecă ajunsese, spune ea la un moment dat foarte frumos, pentru că privilegia animalele, păsările, un fel de Babilon al viețuitoarelor. Iar războiul prunt care urmează distruge biblioteca. Și sunt pagini memorabile despre cum încearcă ea, la un moment dat, să salveze cărțile care nu mai pot fi salvate. Vorbeam despre faptul că le dă credință armenilor, vorbeam despre faptul că ei cred în basme. Aș ruga-o pe Nona Rapotan să ne vorbească despre ceea ce construiește pe structura de bază, pentru că asta e o structură de bază în acest roman, ce construiește extraordinar Narine Abgarian. Da, e o structură de bază cum rar am întâlnit, atât de bine ținută în mână și atât de bine închegată, atât de bine articulată în jurul unui arhetip, încât este, nici nu-ți dai seama cât e de contemporan textul, adică ai impresia că e vechi, validat de generații întregi de cititori. Dar aș începe de aici, de la copertă, pentru că există un păun aici care... De la titlu. Exact, și de la titlu, și păunul ăsta ajunge la un moment dat într-o curte plină de animale, animale domestice folositoare omului,
animale destinate să asigure supraviețuirea după una dintre catastrofe, după Marea Foamete, după molimă. Și chiar și stăpâna casei, da, stăpâna curții, se întreabă la un moment dat ce să facă cu păunul ăsta, ce e cu el aici. Și sunt niște imagini, secvențe memorabile, când povestește Nahine cum cad pe rând penele din coadă, deci cum năpârlește păunul, cum îl protejează peste iarnă, îl duce în casă și cum... La un moment dat, din toate aceste pene, se alege cu o mână de praf pe care nu știe, cu care nu știe ce să facă, dar îl păstrează totuși. Apropo de sedimentul ăsta de, din, mitologic, da? Cel care le dădea lor speranță, pentru că ei erau și foarte supersticioși, dar în același timp și foarte credincioși că vor merge mai departe și că vor supraviețui. Și aici văd și o graniță dintre două lumi, pentru că Mahanu, ca sat, ca așezare geografică, era împărțit în două printr-o păpastie, era izolat și izolarea asta îl ajută pe el să supraviețuiască. Cred că această izolare îl ajută să supraviețuiască tuturor acestor dezastre și mi-am adus aminte de uimirea antropologilor când descopereau în secolul trecut triburi absolut izolate și care își conservase in situ toate obiceiurile și tradițiile, doar pentru faptul că nu se gândeau că dincolo de munții, din jurul văii, exista și o altă formă de viață. Așa și cu Mahanu și cu povestea care se naște datorită oamenilor care trăiesc acolo și datorită acestei prăpastii care... Cred că are și rolul ăsta de a, clar, e o centură de, și de castitate, între ghilimele, dar mai ales este o centură de siguranță pentru ei. Atât timp cât nu se amestecă cu oamenii din vale, cât timp de acolo din vale vine doar ambulanța și Anatolia ezită în multe, atunci când sângerează puternic și sub nicio formă nu se gândește să cheme ambulanța și, în general, oamenii nu se găbeau, prietena cea mai bună a Anatoliei o tratează cu leacuri băbești și cu toate nebuniile, toate combinațiile, da, apă de trandafir cu mentă sau nu, petale de trandafir cu mentă, de exemplu, una dintre combinații, adică cui ar fi trecut prin cap așa ceva, dar uite că se întăresc oamenii și reușesc să treacă peste toate aceste dezastre. Spuneați mai devreme că, într-adevăr, în ciuda acestor evocări, acestor dezastre, romanul este foarte luminos și da, este foarte luminos, pentru că orice basm se termină în cheie pozitivă și orice basm are rolul ăsta de a ne aduce aminte că optimismul ne salvează întotdeauna și că atât timp cât reușim să privim înainte, înseamnă că mai avem viitor. Și aici aș începe cu aș evoca, apropo de citate, și este, cred că, partea cea mai savuroasă din carte și m-am gândit de foarte multe ori la Radu Paraschivescu când citeam pasajele astea, pentru că el îl știu ca fiind foarte mare gurman. În bucătăria vecinei, Mihosea plăcută a luat dospit. Anatolie îi plăcuse întotdeauna aroma lui acrișoară, umedă, răcoroasă. Cât s-a ocupat ea saman de plăcinta cu brânză, ea a curățat sfecla și răcovina, le-a spălat bine cu apă rece și s-a apucat de gătit. A călit în unt încins o ceapă tânără mare, a adăugat verdeața tocată și a acoperit-o cu un capac. Îndată ce verdeața a lăsat zeamă și a început să clocotească, a luat-o de pe foc, a sărat-o și a pus-o deoparte. A curățat câțiva căței de usturoi, i-a zdrobit într-un mojar de piatră, a presărat deasupra sarii bunjoasă, i-a bătut până au devenit o pastă, a adăugat mațun rece, a amestecat totul bătând bine și le-a lăsat și pe acestea deoparte. Între timp, mațunul avea să absorbe aroma usturoiului și atunci sosul putea fi turnat peste verdețurile călite. Este doar una dintre rețete sau unul dintre momentele care se petrec în bucătărie. Sunt foarte, aici chiar este meritul lui Anei Schidu, pentru că povestește ce e mațunul și în general dă în notele de subsol detalii cu privire la aceste ingrediente specifice locului. Este marele merit al Nahinei că a reușit să redea nota asta de specificitate a unei zone care este relativ aproape de noi, dar atât de diferită.
Iarăși, ce mi-a plăcut foarte mult, cele trei mari părți, da? Sunt părți dedicate, practic, demonstrează forța istoriei orale, oralității. La ora actuală, generațiile sunt din ce în ce mai rupte una de cealaltă, nu reușesc să-și păstreze, să asigure această continuitate la nivel de obicei și de tradiție. Vorbim de o epocă post-umanului deja și se văd consecințele. În carte, pledoaria pentru fiecare, deci pentru cei care au fost, da? Pentru strămoși, este în primul capitol. Al doilea capitol, deci cei care au văzut. Da? Al doilea capitol este pentru cei care au povestit ceea ce s-a întâmplat și al treilea pentru cei care au ascultat. Este aici o succesiune de generații care n-are cum să te lase indiferent și care mi-aduce... Cele trei mere. Exact, cele trei mere. Și care mi-aduce aminte și de Marcheș, de realismul lui magic, mi-aduce aminte și de, nu întâmplător, pomenim de Gisela Hina, pentru că și în cele două cărți ale ei întâlnim parte din această dorință de a trece peste apă, dar aici este de a trece peste prăpastie, da? Și de a asigura continuitatea, dar oamenii sunt în același timp conștienți că dacă trec peste această prăpastie, pierd ceva din esența lor. E frica asta atavică care n-ai cum să nu te marcheze și atunci evită să se gândească, de asta nu iau în seamă simptome, astea, animalele când se agită sau alte semne. Se gândesc la ele de-abia după ce s-a întâmplat. Cred că adevărul este că oricât am vrea noi să luăm în seamă toate semnele astea, cred că dacă am trăit cu o spaimă continuă, care ne-ar bloca, evident, tot ceea ce ne-ar bloca într-un prezent grotesc, și atunci cred că e pe undeva e mai bine așa. Nota asta de bază este atât de bine menținută ca bază, ca temelie a construcției romanești, încât pe bună dreptate, Narine a luat premiile la pentru povestire, pentru că este o excelentă narratoare, o excelentă povestitoare. Aduce în straturi lumi întregi de personaje, da? Deci generațiile se succed sub ochii cititorului fără să se aglomereze, dar se capătă viață, culoare sub ochii cititorilor, afli de pasiuni, afli de obiceiuri mărunte, de cum se ascute coasa și toate nebuniile respective, da? De detalii de costum, de port, când se pregătește Anatolia să moară, este fantastic ceremonialul al așteptării morții care nu mai vine. Și, de fapt, mi-aduc aminte că bătrânii la noi, de obicei, când și la noi exista obiceiul ăsta, cred că mai există în unele sate, de a te pregăti pentru moarte, da? Și ai grijă să lași toată casa în ordine și să așa. Unii spun că n-ar fi prea bine să te pregătești într-atât, pentru că de fapt sperii moartea. Și asta a făcut Anatolia, de fapt ea speria moartea și se trezește din leșin și se trezește măritată. Adică fix la o... Practic trece într-o altă viață. Deci este un roman pe care citești efectiv pe nerăsuflate, care te introduce într-o lume nebănuit de bogată și de atipică pentru noi. O lume fascinantă prin culoare, prin miros. Da? Sunt niște detalii care n-au cum să te lasă indiferent, care te cuceresc. Și care te îndeamnă să mai citești. S-ar putea să unii dintre cititori să pună întrebarea pe când următorul roman din sau asta pe vă spun la urmă. Asta vă spun la urmă. Dar e și un roman de dragoste. E o iubire atât de delicată. Da. Poți să... Despre ea, despre Anatolia și Vasilii, da, deci... deci sunt două personaje absolut antagonice care aparent n-au nimic în comun. Asta pentru că Anatolia, într-adevăr, după prima ei căsătorie absolut eșuată și deloc de dorit de a se... Deci te și mir cum de a supraviețuit. Aici e o dramă personală
care, deci, e un dezastru personal, dar practic viața ei a fost un dezastru până la momentul morții amânate și te îngrozește la un moment dat prin câte a trebuit să treacă și prin faptul, te îngrozește de fapt firescul acceptării, pentru că ea, tot ce îi se întâmplă în viață o ia ca atare. Nu stă să se întrebe prea mult de ce tocmai ea sau... Da, pur și simplu, singurul mi s-a părut, într-adevăr, dragostea ei pentru cărți, acolo mi s-a părut că a durut-o mai mult decât orice alt eveniment din viața ei și e absolut savuros momentul când ia cărțile acasă, o parte din cărți, cele pe care le-a putut salva și le ia acasă și le conservă într-o bucătărie în care trebuiau să supraviețuiască și niște animale. Dar relația ei cu Vasile este absolut, deci un mariaj care pornește din nimic și care ajunge să ajunge prototipul, dacă vreți, al nașterii divine, da? Deci ce se întâmplă și în Biblie până la urmă, da? Când îți dorești foarte mult un copil, ajunge și speranța asta mi-a adus aminte de Iahina, că acolo când apare noua generație în Siberia de copii, înseamnă că știi că ai viitor asigurat și că n-ai trăit degeaba. Deci aici este fantastic construit. Deci a dus foarte bine relația asta. Iar, cu mult umor, el este de un umor, adică pe el îl descrii, n-ai cum să nu râzi la anumite pasaje și când vine cu coasa și când, deci n-ai cum. La un moment dat poți să faci niște comparații cu Mahomete, să zicem, dacă sau un alt personaj mai apropiat nou, dar este un umor fantastic acolo, da. Și de asta, deci nota de optimism a romanului. Deci chiar dacă vorbim de niște catastrofe succesive, că oamenii ăștia au trebuit să le facă față și chiar sunt un catastrofe în adevărat sens al cuvântului, uite că oamenii ăștia au găsit resurse să meargă mai departe. Și asta datorită poveștii, adică... Și a minunilor. Da, minuni, da, efectiv. Povestea a făcut minuni. Da. 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 E o carte cu mai multe nivele de înțelepciune. Înțelepciune care nu ți se bagă în ochi. Mm-hmm. Este foarte subtilă. Cred că despre asta ar vrea să ne vorbească Cristian Pătrășcon. Bună seara din nou celor care ne privesc. Da, despre asta vreau să vorbesc. E o narațiune despre înțelepciune. În miezul căreia este, ca să leg cu ce se spunea puțin mai înainte, miezul căreia este... Este marea parabolă a iubirii, iubirea la rândul ei fiind de mai multe feluri, însă înainte de a, eu știu, a inventaria, a lista câteva dintre formele de înțelepciune pe care le etalează sau pe care le regăsim în această carte, vreau să fac ceva ce mi se pare, nu știu dacă obligatoriu, dar mi se pare o formă de respect și care e un semn de admirație totodată din partea mea, și anume să conturez o ramă, un cadru despre ceea ce, să zicem, am putea să numim revelațiile estului literar și în mod apart ale estului ex și mai cu seamă post-sovietic. Și asta e echivalent cu un fel de reverență pe care o fac unui, deja, cred eu, program și nu cred, e evident, program editorial, în centrul căreia ești chiar tu, Denisa, program editorial care se vede la Humanitas Fiction, cu precădere, raftul Denisei, și care înseamnă de ani buni, de mulți ani, aducerea în prim plan al unui contingent extraordinar de scriitori care dau seama de nu atât de sufletul rus, cât de o cultură foarte specială, o cultură a minții și a inimii, aș spune, din această zonă. Și așa foarte, foarte pe scurs sau pe repede înainte, cum se mai spune, aș puncta că există, așa, în mintea mea analitică, obișnuită să le pună pe sertărașe, pe categorie, există un nucleu cu trei deja grei sau greuceni, dacă vrem să le spunem, și anume în ordine în care au venit către noi
Ludmila Ulitskaya, cărțile sale formidabile, apoi boom-ul extraordinar, început cu Laur, legat cu alte romane, revenitoare cum cu insula, istoria insulei a acestui uriaș Evgeni Vodolazkin și foarte rapid s-a impus Ghiuzelia Hina cu cele două romane și mai mult decât atât, se spune chiar mai înainte, cu un al treilea care stă să vină. Lângă acest nucleu care face de un raft bun de bibliotecă, avem Grigorii Slujitel cu Zilele lui Savelie, o carte extraordinară. Avem această uluitoare Maria Stepanova cu În amintirea memoriei și avem acum foarte recent, nu rusă într-un fel etnic, dar rusă în multe sensuri culturale, această narine abgariană, cea care scrie, gândește în rusă, trăiește la Moscova, cu din cer au căzut trei mere. O mică paranteză, o să vedeți pe coperta, inclusiv pe coperta 1 sau pe coperta a 4-a, că aceștia pe care i-am menționat eu mai înainte, se recomandă unii pe alții. E ca un fel de asemănare de familie și pe cartea aceasta Ludmila Ulitskaya spune despre Narine Abgarian și despre romanul ei că invită în felul următor, citiți acest roman, este un balsam pentru suflet. E ceva extraordinar și e ceva de care trebuie să ne bucurăm. Această conexiune specială, încă o dată, grație editurii Humanitas Fiction, cu ceea ce este cel mai de soi în literatura, în această mare literatură, care are puține legături, într-un fel, cu mizerabila politică rusă. Spuneam mai înainte că, într-adevăr, eu am citit cartea aceasta și ca pe un fel de potpuriu despre înțelepciune. Dacă e să fac așa un mic joc, o mică speculație, noi aveam cândva o foaie pentru minte, inimă și literatură, aș spune că această carte e o carte pentru minte, inimă, literatură și înțelepciune. E o carte, da, cu catastrofe implicite adesea, câteva dintre ele, cele trei mari borne pe care le-a marcat și Sabina, în început explicite. Deci, dincolo de asta, e o carte a unei înțelepciuni adânci. La pagina 47 din carte, Narine Abgarian scrie despre cărțile ale căror pagini devin fum de țigară. Sunt într-un fel pagini fum. Altundeva, încercând să salveze cărțile din bibliotecă, vorbește despre pagini sau despre cărți care sunt un fel de apă, pe care le descompune, pe care le topește apa. Pe unele dintre ele încearcă să le salveze și le pune pe o sârmă, încearcă să le usuce, le pune în bătaia vântului. Sunt imagine foarte frumoasă, sunt cărți vânt, pagini vânt. Eu nu știu cum să spun că e cartea aceasta, că sunt paginile acestei cărți, dar ceea ce știu și simt sigur este că prin ele, prin paginile ei, prin ea, prin paginile ei, circulă un duh aparte, între altele, un duh al delicateții. Delicateța este un semnal despre înțelepciune și e un personaj principal în cartea asta și dau numai un mic detaliu care e plasat perfect într-o formulare legată de un doctor care își face apariția la momentul oportun și care află personajul masculin, tatăl copilului care urmează să nască, locuiește pe o stradă pe care o citește cu o foaie și după aceea nu mai are nevoie de foaie și care se numește Strada Iasomiei Albe numărul 8 în cartierul Cărămizilor. Pe de altă parte, și acum trec la a doua formă, ceea ce eu aș lista ca fiind a doua formă de înțelepciune pe care o găsim, o regăsim, pe care o italează această carte, avem un fel de, odată cu Din cer au căzut trei mere, un fel de înțelepciune a poveștii. Nu spun nici eu, nu spun despre personaje, nu spun cu atât mai puțin despre intrigă. E o înțelepciune a înțelegerii sensului
aceste înțelegeri, din nou, înțelegerea adânce a sensului acestei povestiri mari, acestei mari pilde despre viață. Și când spun asta, vreau să fac o observație importantă, cred eu. E o înțelepciune care este bine ancorată, bine îmbibată de ideea de tradiție. S-a făcut puțin mai înainte trimitere la chestiunea aceasta, la anumite mitologie, la ce e în spate, la tradiție. Și aici e iarăși ceva important de spus, că nu avem de-a face cu o tradiție împietrită, cea la care face referire Narine Abgarian. Nu e un bloc de sensuri, de narațiuni, să zic așa, care stau într-un cadru fix, canonizate. Este o tradiție vie pentru că e reînviată. Există, mi-a picat perfect, ieri am dat peste formula asta, există la André Malraux o definiție excelentă despre moștenire, sau o formulare extraordinară despre moștenire. El zice așa: moștenirea nu se transmite, ea se cucerește. Ea e tipul de memorie a tradiției pe care o avem în această carte, este memoria acelei tradiții pe care Narine Abgarian o cucerește. Dacă îmi dați voie, o să citesc din ceea ce eu numesc al doilea final al cărții, și imediat se va vedea la ce mă refer când zic al doilea final al cărții, o să citesc o jumătate de pagină care e o aluzie totodată la o direcție aproape autobiografică a cărții. Citez: și uite ce voiam să spun. Cel mai tare doare că orașele mor exact în ziua în care le părăsim, pentru un timp sau pentru totdeauna. Ele se închid cu toate zăvoarele, se umplu de praf și cenușe, se transformă într-o iluzie, într-o nălucire. Dăm fuga înapoi, fiice și fii rătăcitori, sărind și țopăind cu inima gonind nebunește, acolo unde nu mai e nimeni de mult. Ne-a luat prea mult să creștem, ne-a luat prea mult să alegem grâul de neghină, cel mai tare doare că nu poți să îi îmbrățișezi pe cei care n-au mai putut să te aștepte. Mai într-un fel, cartea asta, o carte despre tradiție, dar despre o tradiție revizitată, și anume e despre o lume a virtuților cardinale, îmi vine să zic. Dacă vom citi așa într-o cheie etică, sigur nu e numai asta, sau nu e în primul rând asta posibil. Ceea ce se întâmplă în Maranul lui Narine Abgarian, care e un fel de Macondo, da, pentru că romanul ăsta stă sub umbrela foarte generoasă a realismului magic, vom vedea că e populat cu destine forjate în narațiuni despre prudență, despre justiție, despre tărie, despre cumpătare sau moderație. E Maranul și lumea care nu a uitat ce sunt și care sunt virtuțile cardinale, fie că sunt practicate, fie că nu sunt, practicate. Într-un al treilea rând, construcția aceasta romanescă de tipul realismului magic e și povestea acelei tradiții vii foarte intens vii despre care sau pe care o rezumă într-o formulă absolut extraordinară un scriitor care știe destul de bine spațiul ăsta, ceva mai sus, e adevărat, și care a făcut o lume și pentru că așa nume Isaac Bashevis Singer. Citez ca să fie și mai limpede ce am în minte sau la ce vreau să mă refer: morții nu pleacă nicăieri, sunt aici. Fiecare om e un cimitir în care sunt bunicile și bunicii noștri, tata, mama, soția, copilul. Toată lumea e aici. Fiecare mare scriitor e așadar și un cimitir, iar Narine Abgarian este și un cimitir. Iată, încă o dată reiau. Dăm fuga înapoi, fiice și fii rătăcitori, sărind și țopăind cu inima gonind nebunește, acolo unde nu mai e nimeni de mult, ne-a luat prea mult să creștem, ne-a luat prea mult să alegem grâul de neghină, cel mai tare doare
că nu poți să îi îmbrățișezi pe cei care n-au mai putut să te aștepte. Încă o dată, acesta este ceea ce eu numesc al doilea final și e un final de mare forță. Al doilea final, pentru că înaintea acestuia mai este încă unul și acesta de mare forță. Și vreau să accentuez asta, că odată cu cartea asta, Narinea Abgarian a dat două finaluri realmente uluitoare. Și dacă spun asta despre cele două finaluri, vreau să mă refer și la cel de-al patrulea tip de înțelepciune pe care cu generozitate îl vom regăsi în această carte abundent, încă o dată abundent ilustrat. Aș spune că e o înțelepciune a construcției. E o înțelepciune a unei... din cer au căzut trei mere, este cartea care stă pe o arhitectură fastoasă și stilistic și compozițional și numai 3-4 unghiuri vreau să punctez, 3-4 detalii din această specie. Sunt trei mari blocuri narrative, numite foarte neobișnuite. Sunt merele acestea care ne cad din cer pentru cine a văzut, pentru cine a povestit, pentru cine a ascultat și nuanța importantă în primul final. Pentru cine a ascultat și a crezut în bine, așa spune. Așa trebuie citit până la capăt. Are două finaluri cartea aceasta, dar are mai mult decât atât în materie acestei specii foarte importante pentru construcția unui roman. Narine Abgarian deține la purtător o artă de a construi finaluri intermediare ieșite din comun. Deci fiecare capitol te ține într-o tensiune și te aproape că te împinge să te duci către următorul capitol. Pentru cei care scriu literatură, mai ales literatură care necesită un stomac de rechin, literatură de largă respirație, a face finalurile consumă foarte mult timp și foarte multă energie. Narine Abgarian este realmente la superlativ aici, după cum este foarte sus și e de notat maxim, cu notă maximă și în privința intrării. Și intrarea în această carte este una care ne urmărește și intrarea în această carte e una de gală și așa, ca un aperitiv, ca o mușcătură dintr-un măr, să citesc doar primele două fraze. Zice așa, vineri, imediat după amiază, când soarele trecând de zenit, se rostogolea ceremonios spre marginea de apus a văii, Sevoneian Sanatolia s-a întins să moară. Înainte de a pleca pe lumea cealaltă, ea a udat temeinii grădina de zarzavat și le-a dat găinilor ceva mai mult de mâncare să nu stea lihnite. Cine știe când aveau să-i găsească vecinii trupul neînsuflețit. Încă o dată, în economia scrierii acestui roman, intrarea și finalurile, fie cele două de la finalul cărții, fie cele intermediare, sunt subdiviziuni, să zic așa, de ordin strategic pe care Narine Abgarian le face cu mare, mare, mare artă. În fine, există și o înțelepciune de a înșira, și nu numai de a înșira, e simplu să le înșiri, ci de a lega într-un sens la limită chiar religios, detaliile. Aș spune că această carte e și o carte a unui festival al detaliilor și a unui festin al detaliilor. Pe de o parte sunt detaliile la care a făcut trimitere și Sabina și Nona, ale tradiției locului, micile mitologii, micile povești întemeietoare. Pe de altă parte sunt detalii care încheagă narațiunea în tablouri de mare, mare forță. E minunat că am elogiat și la rândul meu mă alătur cu tot respectul și cu toată admirația traducerea doamnei Luana Schidu. Imediat însă vreau să fac elogiu și doamnei Angela Rotaru, cea care a avut extraordinara inspirație de a așeza pe coperta aceasta acest păun maestos. E bine, apropo de detalii și de sensul pe care îl pune în joc și care sporește sensul mare pe care îl pune în joc un asemenea detaliu, este o poveste extraordinară legată de venirea într-un moment anume, nu știu, din a 13-a ladă sau ceva de genul ăsta, sosește ca ultimul dar, ca speranța cumva,
acest păun, care îi pare din alt film, dar care are rostul lui și care moare când trebuie. Și a cărui memorie, pe de altă parte, e dusă mai departe pentru că venirea lui are un scop înalt. Sau, apropo de detalii, este povestea, iarăși, care sosește când trebuie, a femeii tinere care sosește când trebuie și care își varsă laptele din piept pe pământul împietrit al Maranului, localitate care stă pe deal, pe stânci. Sau, tot apropo de detalii, cadavrele cărților, cum le numește autoarea Narine Abgarian, mor foarte multe cărți, dar nu mor toate. Câteva sunt salvate din câteva ea îi citește lui Vasilii. Sau nu doar detaliul armenesc, nu doar detaliul oriental, ci aș spune chiar balcanic, așa, ala Emir Custuița, detaliul legat de povestea acelei drojdii care fusese adusă în sat pentru a fi pusă eventual în aluatul de pâine și de prăjituri și pentru a înlocui maiaua. Asta apropo și de umor. Sau, și asta e, cum ar fi spus Marin Sorescu în poemul acela faimos, că e ca un fel de cadru pentru scara la cer, povestea crăpăturii din tavanul unei anume case, o crăpătură care trimite spre cer, o crăpătură pe unde ies sufletele. Sau legat de iubire, de aparentă neîndemânare, aparentă nepotrivire între cei doi, povestea trandafirului din fier forjat, la propriu din fier forjat. Nu în ultimul rând, apropo de festini, există și un festival al detaliilor gastronomice. Încă o dată, cartea e un festival al detaliilor, toate legate într-un fel cu totul și cu totul aparte. Pentru mine, ca un cititor amator, diletant în sensul nobil al cuvântului, de neîntâlnit până acum la nimeni altcineva. Ultima mea observație, ultima mea notă e aceasta. Cartea lui Narine Abgarian e și o carte despre speranță. Dau și eu citatul acesta pentru că e foarte elocvent, pe care l-ai dat tu, Denisa, la început. Am vrut să scriu o carte al cărei sfârșit să ofere speranță. Omenirea are mare nevoie de speranță, de povești despre bine. Marile cărți sunt de regulă despre suferință și cele mai multe nu se termină bine. Nici aceasta nu se termină bine. Se termină cu înțelepciune, în înțelepciune se termină impecabil, pur și simplu. Este o carte. Mulțumesc foarte mult. Cred că am putea vorbi în continuare, că apetitul abia acum s-a deslănțuit despre Din cer au căzut trei mere, cartea lui Narine Abgarian. Iată anul ăsta două cărți total diferite. Una în care e ca un perpetuum mobile, care găsești de toate în amintirea memoriei de Maria Stepanova, alta care pornește de la realismul magic și ce face cu el, ce construiește de acolo, o carte plină de religiozitate, de altfel, cartea lui Narine Abgarian. Amândouă, de fapt, vorbesc despre prezervarea memoriei, căci asta este, în primul rând, în aceste cărți. Și amândouă, iată, publicate anul acesta. Amândouă traduse de Luana Schidu. Încă o dată, laudă fără de măsură pentru Luana Schidu. Aș vrea să încheiem seara noastră cu un citat din Evgeni Vodolaschi despre această carte. În 2016, Din cer au căzut trei mere, a luat un premiu foarte important, nu atât pecuniar, cât de prestigiu în Marea Rusie. Este vorba despre premiul Lev Tolstoi, premiul Iasnaia Poliana. Și Evgeni Vodolaschi, fiind atunci în juriu respectiv, a scris despre această carte. I-am dat un citat din ceea ce a scris el. Din cer au căzut trei mere, este o minunată saga despre locuitorii unui sat armean. Însă povestea acestui sat este, de fapt,
o poveste despre noi. Și aici stă talentul scriitoricesc al lui Narinea Avgarian, o carte plină de tandrețe, umor, subtilitate și genul acela de maestrie atât de rară, atât de firească, încât nici nu o remarci. Evgenii Vodolache. O mare scriitoare, în 2020, a publicat un nou roman, Simon. În momentul de față am auzit că în Bulgaria este un bestseller absolut. Bulgarii l-au tradus imediat. Noi o să-l publicăm la anul. Și tot acum este nominalizat la Marea Carte. Romanul Simon al lui Narine Avgarian. Până să ajungem să-l citim pe Simon, îl avem Din cer au căzut trei mere, un roman extraordinar și un roman care vă dă speranță, așa cum ne-a dat și nouă celor care l-am citit. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară minunată. Sabina Fati, Nona Rapotan, Cristian Pătrășcu. Bună seară!